Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem la cimitirul central din Cluj-Napoca, ceea ce mi se pare super tare, de-abia aștept să intru. Suntem cu David Șipoș. Am zis bine Șipoș, da, nu? Da, okay. Perfect. Și spune-ne cam ce o să ne arăți pe aici prin cimitir. Ce avem aici? Da, e foarte interesantă că e un loc turistic, nu mai cimitir, e un loc turistic, cimitirul. Am mai avut un grup tineri când a fost Clujul capitala culturală, sau capitala tineretului în 2015. Și ei au chefuit toată noaptea, noi ne-am întâlnit la ora 10, nici nu știau ce fel de program urmează. Și eu m-am dus, eu am fost ghidul lor și zic, mă întreabă când au ieșit din localul Insomnia, așa puțin amărât și somnoros, ca după un chef. Club chef, da. Exact. Și am întrebat că ce urmează și eu zic entuziasmat că mergem în cimitir. Liniște totală și mă întreabă cineva, și ce o să facem în cimitir? Cam asta am întrebat și eu acum. Da. Ce o să facem? O să vedem pe parcurs de ce este important cimitirul central, care are și un nume, se numește Hajongard. Okay. Hajongard, care provine, avem mai multe teorii de unde provine numele, dar cel mai probabil dintr-un cuvânt german. Oricând orașul a cumpărat terenul pentru a deschide un cimitir, a cumpărat de la un cetățean al orașului care a purtat numele Hasenschart, și de acolo provine Hasenschart, sau terenul sau dealul unde este acum cimitirul avea un nume Hasengarten sau Haselgarten, care înseamnă grădina cu iepuri sau grădina cu alune. Și de aici Hasengarten, Haselgarten, foarte probabil Hasengarten, de acolo provine și numele Hasengard, care a devenit deja un simbol, e un panteon al societății sau istoriei transilvanene și o să vedem de ce, parcursul plimbării. Da, vă aștept. Deci, practic, aici se deschide prima pagină din povestea fiecărui om și tot aici se încheie. Practic, noi când intrăm, o să ne arăți și o să ne povestești despre ce personalități avem. Da. Da? Așa. Bun, să pornim. Și acum, de unde începem plimbarea? Începem în... suntem acum, ne aflăm în cimitirul luteran, adică și asta aparține cimitirului central, dar e administrată de Biserica Luterană. Deci, practic, e împărțit cumva în două? În două, dar sunt și cimitire, sunt patru cimitire evreiești în Cluj, dintre care trei sunt, cum ar veni, lipite de cimitirul central din Cluj și... De ce este important în istoria Clujului sau, pot să zic, și în istoria Transilvaniei? Da. Pentru că sunt trei lucruri. De ce este important cimitirul? Cimitirul, în sine. Cimitirul. Da. Pentru că este, este cel mai vechi cimitir funcțional din Europa sau între cele mai vechi cimitire funcționale din Europa. În al doilea rând este, adică știm exact data când a fost deschis cimitirul, care este 1585, 11 mai. Ora nu știm, dar ziua, da. Okay. Este ziua în care... orașul a decis să deschidă un nou cimitir în afara zidurilor. Da. Până acum, cimitirile erau grădinile care erau în jurul bisericilor, în incinta orașului, deci intramuros în latină. Și era fix atunci, în perioada aceea, era o epidemie de ciumă în oraș. Și despre pandemie erau, și atunci erau, deci au știut că e mai bine să, să transportăm decedații morți în afara zidurilor. Și atunci au decis să deschidă într-o grădină, în afara zidurilor, un nou cimitir. Asta a fost decizia luată de oraș în 1585, 11 mai. Okay. Asta e foarte interesant, că știm data exactă. Și a treilea rând, care era interesant și în secolul al XIX-lea, nu era ceva de sine înțeles, că era un cimitir... chiar de la început, un cimitir interconfesional. Okay. Deci nu aparținea niciunei biserici din Cluj sau din Transilvania, aparținea orașului. Da. Și care înseamnă că fie oamenii care au fost înmormântați aici, fie romano-catolici, ortodoxi, ei mai puțin mai târziu, protestanți,
reformați luterani sau unitarieni au fost înmormântați aici, okay, în cimitir. Deci nu putem să zicem că era un cimitir public. De fapt, era primul cimitir public din Transilvania. Okay. Astea sunt cele trei lucruri care sunt importante în legătura cu istoria cimitirului. Am o întrebare. Da. Avem și cel mai vechi cavou? Avem... Cea mai veche piatră care, din păcate, deocamdată nu este aici, că Biserica Luterană a construit capela lor, deja vreo 3 ani se lucra pe această capelă și aici era piatra cea mai veche din lume, dar a fost transportată la acolo, la Episcopia Luterană și o să fie transportată înapoi. Okay. Dar pe net se poate găsi... fotografia, din păcate, deocamdată nu este aici, dar era sau este din 1599, cu inscripția în limba germană, că de fapt era piatra unui sas din Cluj și în latină, două rânduri în latină, deci germană și latină. Asta este cea mai veche piatră funerară rămasă în cimitir. Au fost și mai vechi în anii 20-30. Am mai găsit puțin mai vechi și din anii 80, adică 1580. Da. Unele sunt se află acum în lapidariul Muzeului de Istorie din Cluj și multe altele au dispărut între timp. Dar o să vedem pe parcurs, o să vedem câteva pietre din secolul al XVII-lea, o să vedem mai multe din secolul al XVII-lea și cred că asta e unic, avem fiecare secol e reprezentat de cel puțin câte o piatră funerară. Super. Deci din secolul al XVI-lea avem una singură, din păcate, dar din secolul al XVII-lea avem 3, 4, 5, chiar 5, 6 și apoi din secolul al XVIII-lea mai multe. Da. Le vedem? Da, o să vedem. Super. Fix o să vedem una foarte frumoasă, făcută în stil baroc, aici în cimitirul luteran. Cum am zis că era primul cimitir public și interconfesional, totuși avem puțin separare. Evreii au făcut și au deschis cimitirul abia la mijlocul secolului al XIX-lea și cum e după tradiția evreiască acolo, totul trebuie să fie separat. Deci ei e cumva partea cimitirului, dar administrat de comunitatea evreiască din Cluj și a fost întotdeauna administrată de ei. Și aici cimitirul luteran s-a conectat, cum ar veni, puțin mai târziu, pentru că aici a fost o grădină particulară. Aparținea căpitanului orașului la începutul secolului al XVIII-lea, Ioannes Fabricius de Gladis, era numele lui, și el a donat grădina Bisericii Luterane pentru a deschide un cimitir aici, deci biserica, care nu înseamnă că numai luteranii au avut voie, că o să vedem și aici este mixt. Dar avem piatra lui Ioannes Fabricius de Gladis, care e cea mai frumoasă piatră din stil baroc în cimitir. Și acum mergem sus și o să ved. Ok. Nu. Asta e piatra, cred că ca și mărime e cea mai mare. Cea mai înaltă. Cea mai înaltă și în stil baroc. Mai avem pietre funerare. Avem puțin mai mari. Așa. Dar în stil baroc numai asta avem. Și bineînțeles, el a murit în 1750, Ioannes Fabricius de Gladis, și a făcut donarea în 1730, în anii 30. Și atunci Biserica Luterană sau membrii bisericii au fost înmormântați în grădina aceasta, care a devenit partea cimitirului, ca o parte. Dar și până azi este administrat de Biserica Luterană și de aceea a devenit un fel de insulă mai protejată. Că fiind cimitir public, înseamnă că este administrată de Consiliul Local sau era administrat întotdeauna de oraș și în 1890-80, la finalul secolului al XIX-lea, probleme că nu au prea multe pietre care nu au, deci nu se știe nimic despre ele, au făcut o curățenie mare. Din păcate, o parte din pietrele vechi au dispărut în aici și măturarea, ca să zic așa, cimitirul continuă și puțin și azi. Deci nevoia pentru locuri noi, că orașul cred că a devenit ca și în teritoriu și ca și locuitorul s-a dublat în ultimele 80 de ani.
Și-au avut nevoie de spațiu, că bineînțeles și cimitirul trebuie să fie mănite, dar nu prea este loc aici. De aceea, no, unde este un mormânt mai vechi și o piatră funerară mai veche, atunci se dă mai departe. Da. Asta e o problemă, că în ultimele 100 sau 140 de ani, ca început în 1880, nu prea au avut grijă de pietrele vechi, au fost mai multe. Numai de vreo 80 de ani este considerată că dacă e un cimitir foarte vechi și cel mai vechi din România, ar trebui păstrată cel puțin pietrele, și câteva s-au păstrat, din fericire. Okay. Dar întotdeauna că aici în cimitire luteran era puțin mai protejat, era mult mai mult loc și foarte multe pietre funerare au ajuns aici, au fost transportate aici și păstrate aici, fără mormânt, fără nimic, ca și o amintire, sau pentru că reprezintă un stil, reprezintă o epocă. Sunt expuse pe undeva? Deci puse pe aici, pe acolo. Sunt puse efectiv așa? Da. Aha, okay. Da, unde au găsit loc, puf, acolo. Ok, interesant. Încercăm să păstrăm acum pe locul lor, dar o să vedem că în incinta sau grădina cavului Banfi au fost transportate mai multe pietre acolo și devine încet, încet un fel de lapidariu. Ok. Dar cel mai bine ar fi să păstrăm la locul original, in situ, sau cu un metru stânga, dreapta, în spate, în față, undeva să găsim un loc. Că poate că nu prea contează cine a fost înmormântat, sau personalitatea nu contează, nu știm. Era un simplu cetățean al orașului, dar piatra sau monumentul reprezintă o epocă, un stil, etc. Pentru că asta e mult mai important decât personalitatea. Dar câteodată și personalitatea e bine cunoscută și zicem că el a devenit cimitirul un fel de panteon. Că fiecare persoană sau foarte mulți care au făcut, erau ceva, s-au depus ceva, fie ei poeți, scriitori, politicieni, artiști, erau foarte, foarte mulți, erau înmormântați aici. Da. Și cineva vrea să facă un tur al poeților, un tur al scriitorilor, un tur al pașoptiștilor, tur al memorandiștilor, tur al celor care au contribuit la unire, etc. Ei poate să facă un tur de cel puțin o oră jumate, că găsesc vreo 10 foarte sau 15 frumos persoane care au fost înmormântate aici în cimitirul central. Și cu o poveste la fiecare în parte, exact, și ia turul. Da. Foarte frumos. Acum ne continuăm drumul. Dar mergem puțin mai sus. Da. Aici, cum e administrat cimitirul, că trebuie să plătești pe 20 de ani concesiunea locului de veci. Și dacă familia uită sau nu mai există familie, nu mai sunt urmași, la revedere, atunci se poate dă mai departe. Da. Asta câteodată se întâmplă foarte, foarte repede. Câteodată rămâne acolo mormântul cu piatra sau monumentul vreo 50 de ani, dar câteodată nici nu trece o lună și deja dat o mai departe. O lună peste cei 20 de ani. Exact, nu? Exact. Ok. Că nimeni nu a plătit, la revedere. Probabil că se ține cont de loc, exact, de zonă, exact, de ceva. Da. Okay. Asta e sloganul, că îmi trebuie un loc foarte bun lângă drum. Aha, okay. Conta. Okay. În fine, mai facem și noi bancuri pe seama asta. Și câteva monumente au fost așa transportate și ridicate sau reașezate aici, cum se vede asta. Era un învățătoare care a murit foarte tânără și cred că familia nu a mai plătit concesiunea sau nu a putut, nu știu, cred că nici nu mai este. Și atunci monumentul a fost transportat aici și un fel de Hall of Fame se formează pe alea aceasta. Ceea ce nu cred că ar fi rău. Da. Cât să, bine, să nu astupe cei în spate. Da. Și cum ajungem aici la colț, la dreapta, o să vedem o piramidă, da, care era primul cavou construit. Ah, ok. Aici în cimitirul luteran e cavoul familiei Mauch și Hinz. Da. Și primul membru al familiei Mauch, Tobias Mauch, care s-a mutat din Slovacia de azi, aici în Cluj. Asta e piatra lui, memorie Tobie Mauch, care și-a deschis prima farmacie din Cluj, prima farmacie publică din Cluj, în 1752, parcă, deci în secolul, pe mijlocul secolului al XVIII-lea. Și nu el,
dar urmașii lui au construit Kabul și deci cum a devenit și Hinz, că o fată Moksh a fost îndrăgostit. O paranteză, farmacia lor sau clădirea, casa lor e pe colțul Pieței Unirii în Cluj cu strada Ferdinand. Da. Acum se va redeschide muzeul farmaciei, da, în clădirea aceasta, okay, da? Da. De aceeași clădire. Ce sunt expuși sau erau expuși în muzeu erau uneltele lui Tobias Moksh, o parte dintre ele. În fine, clădirea acum aparține familiei Hinz. Era o fată Moksh și era un preot luteran, Georg Hinz, care era preotul comunității luterane din Cluj. Și un nepot Hinz s-a căsătorit cu o nepoată Moksh și așa au devenit Hinz. Okay. Dar nu au fost preoți, timp de 7 generații au fost farmaciști, toți. Okay. Și acum există familie, ei locuiesc în Germania. Cred că Georg Hinz, care s-a întors în Cluj și au revendicat și au primit înapoi casa lor și acum au restaurat-o și se va redeschide acolo muzeul farmaciei. Da. Deci familia există și azi. Ei au făcut, nu numai că au deschis prima farmacie, dar ei au făcut primul cavou în cimitir și au făcut, deci cum au intrat la modă, da, da, să facem atunci cavouri. Exact. Da. Familii în stărite din Cluj, renumiți cetățeni ai orașului, familii nobiliare au construit cavoul, mai, da, ales aici pe partea de vest al cimitirului, pentru că la deschidere în secolul al XVI-lea, XVII-lea, cimitirul era însemna numai partea asta de jos, okay, unde ne aflăm, uh-huh, acum, cam pe aici. Și treptat, mai mult, se grădin, s-a mărit, da, până, uh-huh, când ultima parte a fost deschisă chiar în timpul primului război mondial, așa și zicem că cimitirul nou, care de fapt nu e prea nou, că are o vechime de 100 de ani, dar noi zicem că cimitirul nou și în total acum are 22 de hectare. Wow! Deci nu o să foarte vizităm mare totul. Nu? Okay. Dar deja e înconjurat de oraș. Înseamnă, da, că s-a lărgit așa treptat, a mărit cimitirul. Mai multe terenuri, grădini au fost lipite. Da. Deci acum suntem în cimitirul luteran, dar mai sus de cimitirul luteran este, cum se numește acum, parcela de grădini. O să, da, vedem care e istoria. Okay. Și acolo sunt și partea asta, sunt cele mai multe cavouri în cimitir. O să ieșim pe alea principală acum. Ok. Sunt aici niște trepte. Și aici, de exemplu, cavoul Biazini, cum se aude aici, de spatele gardului, da, spatele, da, gardului. Giatano Biazini se numește domnul, da, care era italian și prima dată s-a mutat la Viena și vroia să deschidă o școală de scrimă. Și-a deschis, dar numai că în Viena erau mai multe școli de scrimă, deci nu prea a mers, da, business-ul. Și a fost invitat de Miklós Veselényi, baronul din Zsibu, să vină aici în Transilvania, că aici încă nu este. Și poate că are și ceva. Și a ieșit. Au venit și a deschis acum în clădirea Redutei, unde se află acum Muzeul Etnografic. Da. Acolo s-a deschis prima școală de scrimă, nu numai din Cluj, din Transilvania. Da. Și a mers bine. Și, dar era un spirit foarte, foarte, deci a mai fondat câteva companii în Cluj. De exemplu, prima companie de pompe funebre a fost făcut de Biazini, da, și apoi și servicii de poștalion între Budapesta și Cluj și mai apoi până la Brașov. Da. Până atunci, călătoria de ceasa, vorbim în anii 1820-30, deci înainte de perioada pașoptistă sau Revoluția pașoptistă, era o perioadă de, cum zicem noi, reforme în Imperiul Habsburgic și o perioadă liniștită. Și puteai să ai, adică ai avut posibilitatea de a face lucruri bune pentru, nu numai pentru tine, pentru comunitatea unde erai sau unde ai locuit. Și așa s-a întâmplat și în Cluj, servicii de poștalion între Budapesta și Cluj, care până atunci a durut vreo
o săptămână, 7 zile. Du-te puțin mai aproape, puțin mai aproape. Da, du-te puțin mai aproape. Așa, scuze. 7 zile și el a făcut în 3 zile. Deci mult mai repede, deci au pornit duminică dimineață și a ajuns... N-a prins trafic. N-a fost practic. De fapt, asta era organizarea, deci trebuie să schimbi caii. Okay. Deci după 30-50 de kilometri, nu știu cum era atunci, dar era organizat că s-a oprit, la, cum se zice, la noi în Franța, la un Făgădău, deci era un fel de hotel, pensiune, unde eu nu mai că putea tu să dormi, dar și ai avut loc și pentru cai. Dar acolo erau aranjate, așteptau caii odihniți, puc, schimb, mai departe. Și iată, așa au reușit tac, 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 a făcut în 3 zile. Da. Dar și așa, trebuie să a durat 3 zile, înseamnă că duminică, deci au pornit duminică dimineață și au ajuns miercuri după amiază în Cluj. Da. Înseamnă că duminică, luni și marți seara s-au noptat undeva. Și s-a gândit, domnul Biazine, ce să fac în Cluj, când ajung, de ce să mă duc eu cu clienții la cineva, într-un hotel sau nu știu unde. El a făcut un hotel fix aici, lângă intrarea în cimitir, a construit hotelul, atunci era o clădire modernă, un hotel foarte modern, în 1830, în anii 30, și până la deschiderea noului hotel pe la colțul pieței centrale, hotelul New York, sau cum s-a numit în Continental. Asta era hotelul orașului. Ok. Al lui Biazini și astăzi îl numim casa sau mai bine casa sau clădirea Biazini. Ok. Deși are acum nu știu ce, funcționează cu restaurante și pompe, companii de pompe funebre și alte firme. Da. Alte firme. Sunt în clădire, dar numele a rămas. Deci aici se vede că, de exemplu, Cavul familie, Donogan, o familie armenească, da? Putem să continuăm. Atunci urmează Cavul familiei Vasile Micu, da, care original aparținea familiei Zeic, dar ei au părăsit țara în 1944 și au vândut cavul lor la familia Micu, apoi urmează cavul familiei Berde, restaurat acum 2 ani. Da. Și Aron Berde era primul rector al Universității din Cluj, Franz Josef, care a fost deschis în 1872. Aha. A făcut pentru fiul lui, pentru că fiul lui a murit la o vârstă foarte, foarte... cred că avea 16 ani și a murit nu știu ce fel de nu știu, infecție, nu știu care e mai exact în povestea, dar era o poveste tristă și atunci tatăl lui a ridicat cavoul și atunci toată familia a fost, sau membrii familiei au fost înmormântate în cavoul Berde. Încă suntem în cimitirul luteran și urmează aici la dreaptă. Chiar aici? Puțin, cu unul mai în sus. Așa. Arhitectul lui Caroi Cuș. Ce drăguț arată. Care, da, aici arhitectul Caroi Cuș, care s-a născut în Timișoara și avea, cred că, 8 sau 9 ani când familia s-a mutat aici în Cluj și a făcut studiile de arhitectură deci Universitatea la Budapesta și a făcut 2 călătorii în țara Călatei, deci, care este o regiune între Cluj și Oradea, sau între munții Apuseni și Cluj, lângă râul Călata, de acolo provine numele, și acolo a fost influențat de stilul arhitecturii, stilul bisericilor, caselor din țărata Călatei, cum au folosit ei materialele pe care le-au găsit acolo, lemnul cu piatra, etc., etc., și cum au făcut clădirile lor. Și zis că e atât de stilul popular din țara Călatei e atât de frumos că ar trebui să fie implementată în arhitectura, cum să zic, oficială. Și atunci el... Tot ce a construit el sau a proiectat el, e un stil aparte care se numea stilul lui Cuș,
De exemplu, biserica pe calea Mănășturului, biserica calvinistă reformată pe calea Mănășturului din Cluj, sau turnul bisericii greco-catolice din Feleac, tot proiectat de el, sau biserica greco-catolică, fosta biserică greco-catolică din Stana. Și care este și mai interesant, el a fost invitat la Budapesta să rămâne acolo, la Universitatea de Tehnică din Budapesta, de el zice că nu contează că acum Transilvania aparține României, eu trebuie să rămân aici, că cred că au nevoie de mine mai mult aici decât la Budapesta. Și a rămas aici și când era concursul pentru proiectul, cu proiectul Catedralei Ortodoxe din Cluj, da. Și el a urmat, și el a participat la concurs și era foarte mult apreciat de Octavian Gogal. Era bun prieten, dar el a câștigat locul al doilea, primul fiind câștigat de Constantin Pompiliu și George Cristinel. Și da. După planurile lor a fost făcut Catedrala Ortodoxă și Caroi Cluj a câștigat primul al doilea. Ok. Dar nu a rămas proiectul în, acolo în birou, ci a fost făcut cu un proporție puțin, bineînțeles, proporțional mai mic, deci nu atât de mare, într-un sat lângă Cluj, la Feiurdeni. Deci dacă mergem la Feiurdeni și vizităm Biserica Ortodoxă din Feiurdeni, e proiectată de Caroi Cluj și acela biserică trebuia să fie, dacă câștiga, atunci așa arată. Da, dar așa arată, bineînțeles, puțin mai mic. Mai mică. Mai mică. Mm-hmm. Aici vedem tot. Am văzut niște panglici puse acolo. Da. Reprezintă ceva? Panglicile Bungariei. Deci, asta e, adică nu e interesant foarte mult. Steagul Ungariei. Ok. Că e un simbol să legi panglica de gard? Nu prea ne place că, noi zicem că cimitirul e pentru să te gândești la persoana respectivă. Nu este un teren unde tu... prezinți și vrei să demonstrezi okay. aparținerea etnică sau etc. Câteodată nu mai luăm și punem că mai bine să luați un buruia de acolo, din nou, într-o că vrei să pui acolo, mai folos, da, mai da, folositor. Da, da, da. Dar câteodată mai pun acolo când depun coroane și șerbe, atunci se folosește și panglica. Okay. Okay. Dar eu nu cred că asta e locul. Undeva. No, se mai întâmplă. Mai pune o buchet de flori și iei două puruiane și mai... mai degrabă așa. Da, exact. Da, suntem la capătul cimitirului Luteran. Da. Deci este scriitorul Emil Isaac. Este înmormântat aici. Acolo. Și care tatăl lui era avocat și după, dacă știu bine, tatăl lui era și memorandist. Da. Aurel Isaac, care era dar poate că nu știu, nu, cred că da, cred că a fost memorandist Aurel, tatălui Aurel Isaac, parcă așa știu, trebuie să verific. Și de aici începe parcela, deci grădin. Fix după mormântul lui Emil Isaac urmează parcela de grădini. Ce înseamnă că sunt grădini? Că și acelea sunt grădini. Da. Dar aici era puțin diferit. Că aici, până aici, a fost cimitirul luteran și aici erau grădini particulare. Ok. Deci o familie înstărită sau o familie renumită din Cluj sau familii nobiliare au cumpărat grădini mai micuțe, mai mari, mai înguste, mai largi, etc. Și au construit cripta cavoul lor și câteva morminte care aparțineau familiei și cam atât. Okay. Și de fapt chiar că arăta ca o grădină. Numai că aceste grădini era au fost... foarte erisit. Da. De exemplu, asta era grădina familiei Corbui, erau armeni, care au fost aici, de exemplu. Dar numai atât. E o, așa, un pătrat și cavoul atât. În spate... este cavoul unui lord englez, acolo în spate, al lui John Paget. Acolo, cea în spate, acolo. Cea de acolo, John Paget. Uite acolo. Care s-a călătorit în anii 1830 în Ungaria și în Transilvania. Și în Italia s-a întâlnit cu contesa
Polixena Veșelini. După 3 ani s-au căsătorit, s-a mutat. Mergem mai aproape? Da, putem să mergem mai aproape. Și s-a mutat la Câmpia Turzii. Da. Au cumpărat acolo o moșie și s-a ocupat de agricultură. Și era de un exemplu, nu numai nobililor din împrejurime, dar și pentru cei care s-au ocupat cu agricultură, deci sătenii de simpli țărani care lucrează acolo, aici la dreapta. Cel din dreapta, deci. Pentru că el și-a implementat metode noi din Europa de Vest, cum trebuie să fii mai eficient, etc., etc. Aici e cavul lor. Da. Și ei au construit, din păcate, și fiul lor, Oliver Paget, a murit când cred că avea 21-22 de ani și au rămas fără urmași. Și au fost înmormântați aici. Aici, de fapt, se vede și gardul. Aici era grădina familiei Zombori din Zimbor. Da, dincolo de gard. Da. Cavoul lor, deci clădirea albă. Da? Da. E cavoul lor. Era o poveste foarte tristă. Doi frați Zombori s-au îndrăgostit de aceeași fată. Ce s-a întâmplat a fost un... Tu trebuie să filmezi un pic. Așa. A fost un duel. Da. Au murit amândoi. Așa. Un duel. S-au împușcat. Deci... Și fata, cred că a murit din cauza asta. Deci am auzit de curând o poveste în care tot așa doi frații pentru o fată, dar până la urmă au conviețuit toți trei. Toți trei. Da. No, asta nu a funcționat. Nu a funcționat. Și toți trei au murit și sicriile lor au fost puse înăuntru, aici, în spatele după ușă. Și era o tradiție în Cluj, unde tinerii care aveau probleme în viața lor și cu dragostea și etc., au venit aici lângă cavoul Zomborii ca să plânge. Ah, ok. Drăguț. Deci fiecare găsește un personaj unde poate să vină, care se simte mai legat. Da, se dă un pic de putere. Exact. Unde nu are prea multe. Exact. Da. Am putea să facem și o scurtă tură, dacă ieșim prin gard de acolo, așa. Ca să nu ieșim iară și să intrăm. Hai. Deci pe unde trebuie să luăm? Da, aici, de exemplu, cum a fost în 1961, au fost naționalizate toată zona asta. Unde suntem noi de la gard încoace, da? Până în sus. Ok. Grădinile astea particulare și tic, 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 fiecare mormânt, deci făceau locuri pentru mormintele noi. De aceea grădina aceasta, care a fost o grădină, trebuie să așa arăta cavoul, da. Și cam atât. Și atât, spațiu liber. Spațiu liber. Grădină, bineînțeles, copaci, pom, etc. Flori, da, atât. Da, dar începând de 61, așa au început să apară. Se pare mormintele și cu beton. 1961. Și așa a devenit, grădina a devenit mai mult betonat. Da. Cum zice noi, a devenit Bauhaus, un fel de Bauhaus al cimitirului. Ok. Plin cu beton. Avem și noi Bauhaus. Avem și noi un cuvânt asemănător. Bauhaus, e provenit din germană. Da? Da. Noi zicem Bauhaus. Bauhaus, da. Care înseamnă? Ceva nu bun. Da, nu că nu e bun. Da, Bauhaus e un stil. Da? Da, un stil de arhitectură. Da. Era la modă în anii 20-30. De exemplu, George Cristinel. El făcea clădiri în stil Bauhaus. Ok. Da, sau dacă vă gândiți la serialul Poirot. Așa. La lui Agatha Christie. Da. Acolo tot este Bauhaus. Ok. Clădirea unde se află... clădirile unde era filmat serialul, tot e Bauhaus. Ok, interesant. Acum suntem în grădina familiei Iujică. Se vede cum au fost plantate copacii aici la dreapta, într-o linie dreaptă. Acolo era granița între cele două grădini. Și aici era o grădină îngustă, da, relativ îngustă, dar lungă, de la alee până la capătul, sau acolo era gardul cimitirului. Adică mult mai în față decât vedem noi acum. Da, da, da. În spatele cavoului erau câteva morminte și atât.
Și dacă ne uităm aici la dreaptă, este mormântul lui scriitorului Iona Gârbiceanu. Acolo, aici? În față, da, acolo în față. Mai jos era, numai că așa am intrat cu scurtere, era și mormântul lui Gheorghe Dima, care era rectorul conservatoriului din Cluj, Iona Gârbiceanu, care a fost preot greco-catolic și cred că mai târziu preot sau protopop greco-catolic, care și-a început cariera în Bucium, în județul Alba, lângă Abrud. Și unde este și detunata, nu știu dacă ați auzit eu, în loc frecventat de turiști, se numește detunata. Se poate face drumeții acolo, dar în satul acesta a început el cariere și acolo și-a scris, cred că, primele romane. Și apoi s-a mutat aici în Cluj și a locuit în cartierul Andrei Mureșanu și apoi mai târziu înmormântat aici. Și la capătul grădinii este cavoul familiei Iujica, care proveneau din Braniștea, județul Hunedoara, aproape de Minția, cum se numește satul, aproape de Deva. Și familia Iujica era o familie nobilă, foarte renumită, renumită și de origine românești, cum nu era prea ieșit din comun, adică era foarte mulți în județul Hunedoara, Făgăraș, deci partea de sud a Transilvaniei. Și dar între timp sau pe parcursul secolelor s-au maghiarizat, dar originele sunt românești, ca și familiei Kendafi, provine din Kneaz Kendafi. Cu ei moșia lor era la Ohapa, Sânt Maria Orlea sau la Râul de Mori. Acolo e și ce am rămas din castelul lor. Deci nu era ceva neobișnuit acolo în Transilvania de Sud. În fine, era o familie romano-catolică. De fapt, e cea mai mare familie romano-catolică nobilă din Transilvania. De aceea și grădina lor e foarte mare. E mare, relativ mare. Deci mult mai de sus și până la jos, la până jos sau până la aleie, da. Unde se sunt brazii. Deci exact. Unde sunt brazii. Și puțin mai în față. Da. Da. Și aici în spate o să intrăm în cavul lor. Dar îți arătăm și cheia. Da. Ia uite. Aici ia uite ce cheia frumoasă. Cavoului. Mhm. Și asta deci intrăm. De la ce ani ar fi? Asta în 1870. Nu știm exact cine a fost arhitectul. Așa. Numai că aproximativ în 1870-80 atunci a fost construit cavoul. Și să... Hai că e mai răcoare, mai bine aici. Acum puțin dezordine, că noi folosim aici restauratorii, așa, uneltele lor și lucrurile lor. Aici folosim noi, că eu lucrez la Fundația Ajongat, care se ocupă cu, sunt secretarul fundației, care se ocupă deja de 22 de ani cu restaurarea, cu ocrotirea, restaurarea monumentelor din cimitir. Da. Și partea asta folosim noi. Acum, o meserie foarte interesantă chiar. Și acum, poftim? Meseria, foarte interesantă. Da, da, da. Până atunci am lucrat 6 ani în turism. Ok. Și acum cavoul este administrat. Concesionarul este familia Bamfi. Da. Câteodată ne întreabă când o să fie ordine aici. Zicem că când o să fie, dar o să fie, o să o să fie, fie cândva, dacă și noi avem nevoie de loc. Aici, cred că primele lucrări făcute de fundație în anii 2000 era să schimbă, cred că au schimbat acoperișul, numai că ar trebui să facem o restaurare mai amplă aici și cu drenajul, cu iarăși cu acoperișul și vedeți înăuntrul, da.
da. Ar trebui tencuiat din nou, etc. Numai da. Că un cavuc ăsta e ca și o biserică mai micuță, ca și o capelă, într-adevăr, și costisitor. Da, restaurarea, așa este. Cum e, am zis că era o familie romano-catolică, de aceea a fost aranjată partea asta de sus ca și o capelă. Aici avem altarul cu crucea și o bancă. Și aici jos, de fapt, era locul de înmormântare unde coborâm și noi. Aici da. O să aveți nevoie și de lumină, nu știu dacă... Telefonul, da, avem. Aveți, putem să facem lumină da. Și cu telefonul. Vreți să mă duc eu? Și rămâi tu aici afară, pe bancuța asta, în fața acestei cruci? Sau vii și tu cu noi? Hai, vino cu noi, că o să fie bine. Hai! Arată bine aici. Haide. Adică am fost la crematoriu, jos, și am filmat. De aici n-are ce să fie. Ok, ia să vedem. Da, deci mai e un singur loc rămas liber. Cel de aici, da. Cel de aici. De ce le se aduceau pe aici pe sus? Da, au coborau. Da, au lăsat sicriul aici jos, au fost pus înăuntru da. Și partea se închisă cu o piatră. Da. Șlefuită, sculptată frumos și cu înscrați cu numele lor. Și dacă vă uitați în spate, aici cu toate titlurile pe care le-a avut. O să vedem când o să intrăm în cavoul familiei Bethlen, o să vedem aici, deci asta e familia Iosică. Așa. Asta înseamnă, dar sunt și alții, și Bethlen, și bun, mi se vedem aici și Beșelini, și alte Banfi sunt rude, că știm că toate familiile nobiliare în Transilvania era cumva înrudite, unul cu celălalt, bai că da, vorul principal, da, da. A doilea de azi, nu știu care. Și cum s-a înțeles cine a fost înmormântat aici și a fost decizia, până în decizia familiei. Ultima persoană care a fost înmormântată aici, cea de aici din 83. Da, 83. Uh-huh. Și prima? Prima, cred că a fost aduse, că nu știu, aveau moșie și lângă Jibăul, la Surduc. Și de acolo au fost aduse din cavoul de acolo când au construit acest cavou. Că cavoul a fost făcut în 1870, parcă atunci. Și cred că avem... Și au adus deja câteva atunci. Da. Da. Cred că sunt și de înainte de 70, parcă. Dar nu văd aici 1888. Atunci poate că numai da. Cei... nu, că aici 70 avem unul... Nu, 40 și... Avem 43, aha. Deci precis că a fost da, adus, a fost adus. Aici, da. Aici, că în 43 cavul încă nu a existat. Da. Bine. Să o dăm în două sau? Hai. Acum ne aflăm în grădina familiei Taufer, care era o familie de negustori din Sibiu și când Parlamentul Transilvaniei, de fapt Dieta Transilvaniei, s-a mutat din Sibiu la Cluj în 1780 sau 80 și ceva, atunci mulți oameni s-au mutat de acolo aici, că unde e Dieta, unde e Parlamentul, acolo sunt banii. Și da. Familia Taufer s-a mutat aici, au cumpărat grădina asta îngustă, lungă, dar îngustă, ca să aibă și ei un loc de înmormântare. Și primele pietre funerare, monumentele, au fost plasate aici. Se vede că inscripțiile sunt în limba germană. Da. Vedeți, sunt grine, mos, sunt chiulere, de ruhă, tir, de gatine, etc. Da.
Și cum merge mai în jos, mai sunt și alte morminte de Taufer, Taufer, până la finalul lângă Ale, deja în limba maghiară. Cum s-a, în 200 de ani sau 150 de ani, cum s-a schimbat limba familiei. Cum e și cu familia Hinț. Ei vorbeau germană, erau sași din Sighișoara, s-au mutat aici. Vreo 2-3 generații au vorbit limba maghiară. Acum, în Germania, iarăși limba germană. Deci cum se schimbă limba unei familii, se poate vedea și acum în Transilvania de sud cu maghiari care vorbesc deja în limba română și zic că eu sunt maghiar, dar în limba română. Da. Deci se schimbă limba, cum s-a petrecut și cu foarte multe familii în secolul al XIX aici în Cluj. Mai ales în cimitirul luteran se poate vedea acest această trecere, da, această trecere, de exemplu, pe o piatră funerară. Inscripția se începe cu germană. Cu germană, soțul a murit nu știu când. Peste 10 ani a murit și soția, dar da. E în limba maghiară, dar numele nu e maghiară, deci se vede clar că nu era maghiar, era o săsoaică, deci tot așa. Da. Dar s-a schimbat deja limba în 10 ani. În 10 ani, da. Deci cum câteodată poate să fie acest proces atât de înaintat și foarte, foarte repede. Da. Se vede aici în grădina Taufer. De fapt, acestea sunt cele mai frumoase în această parte a cimitirului. Și când urmează două cavouri, renovat, adică cum să vedem, aceasta de în față, cavoul familiei Bethlen din Beclean. Beclean de Someș, care se află între Dej și Bistrița. Da. Paranteză, acum 2 ani am găsit încă o piatră de Taufer, era aici sub pământul ăsta. Am găsit, acolo e în spate și o să fie reamplasată undeva. Da. Pe aici. Foarte bine. Asta e cavoul familiei Bethlen din Becleam. Și anul trecut a fost finalizată restaurarea, deci nu-i nou-nouț, dar restaurat. Ok. Aceeași cheie? Da, nu? Nu? Mai mică. Da, uite, arată altfel. Arată altfel. Multe e o cheie mai mică. Da. Și cavul arată diferit. Ok. De aceea să intrăm și aici.